Salutare, fraților! După cum ați văzut, avem cariera cu FC Argeș și a venit timpul să mai facem o super carieră, să nu fie plictisitor, pentru că FC Argeș este o echipă care să facem performanță. Este o carieră acolo unde creștem jucători și încercăm să scoatem cât mai mult din ei și cam atât. Ei, vreau să scriu și istorie în Champions League și Europa League și a venit rândul să iau o altă echipă și anume echipă tot românească. Vom face cariera care v-am promis-o, nu mai trag la sorți să nu mai împice din nou FC Argeș sau cine știe, vom clinceni. Jucă direct cu FCSB și avem la FCSB o carieră fără limite de transferuri și nebunii, o să facem tot ce vrem aici. Îl avem antrenor pe Laurențiu Reghen, că a venit special să... Ia să vedem unde este steaua aici. Unde este steaua? Nu este. Europa League. Hai, dăm un randomize, o dată, dar treia oară se pune. Una, două, trei. Trei randomize și jucăm cu Vaduz Arhus Pezia. În grupa H, uite, e și FC Argeș, nu scap de FC Argeș nici pe aici. Da. Rămâne să jucăm în Europa League. Stadion, ce stadion avem? Ia, nu ne-l dă și nouă pe ăla de la Eintracht Frankfurt să jucăm pe ăla, că seamănă mai mult cu Național Arena. Rămânem pe ăsta și îl denumim Național Arena. Apply. Transfer, da. International, da. Negotiation, da. Zecem, 50, 100, 200, 500 de milioane. Ia că-i dăm cu 10 și mie, ca să facem trupă ca lumea. Oricum la mine știți, regula numărul 1, nu dau salarii mari. Nu vor fi ca la FC Argeș de 2000, dar nici nu va depăși 5000. O să încerc să-mi păstrez oarecum stilul de a aduce jucătorii cât mai reali, adică nu-l aducem pe Sergio Ramos. Și avem, suntem invitați la un turneu în Anglia, cred. Cu Middlesbrough. Sau în Turcia. Hai să mergem pe ăsta de la turci. Turkish. E al nostru. Hai să vedem conferința de presă. Regenkampf a venit. Să facem cunoștință cu lotul nostru, că avem un lot, trebuie să facem transferuri. Youth Academy. Dăm de un Robert Marin,
aici de 67 la 17 ani, care îl și promovăm. Obiectivele noastre să semnăm cu doi jucători de 21 de ani potențial mare, de 20 de ani cu potențial mare, să trecem de grupe, să ajungem în semifinale. Păi și nu avem obiectiv de Liga 1, nu avem. Doi jucători, patru în Academie, deja însemna cu 1. Să avem 20 de victorii în Ligă, să semnăm cu doi jucători din America de Nord. Bă, du-te, trec de aici. Păi din America de Nord mă mai pune să semnez. Win the title. Da. Păi ce să zic, mă? Mi-a dat asta de majulit. Du-te, bă, lasă o fuște de aici. Domnule Laurențiu, hai să vedem ce echipă avem, domnule Laurențu. Păi îl avem pe Straton în poartă și pe Vlad. Așa, Crețu, da. Cristea, cred că da. Miron, sigur nu. Panțăru, parcă aș vrea altceva. Popescu, nu. Va fi rezervă. Olaru, da. Tănase, momentan, da. Dar s-ar putea să-l vând. Coman îl ținem două sezoane ca Popa Bush, nu Man, sigur că da. Ce mai avem? Buziuc, Muruțanu, sigur, Vână, Simion ăsta, nu știu dacă o juca pe aici, Briceag, nu prea. Soiledis e cam bătrânel. Ionu să-i dă mai multe șanse, Nache deja îl pune pe transfer. Filip la fel nu-l suport, Oaidă nici atât, Cană să se ducă de unde a venit, Perianu îl păstrăm, Târnovanu e portar, îl păstrăm, Șut câți ani are, 21, s-ar putea să-i dăm cu șutul. Nedelcu clar va rămâne și bineînțeles acest Marin de 17 ani al meu, jucător promovat de mine, primul jucător promovat în Academia Stelei. Hai să vedem în primul rând cum voi juca. Cred că vom merge pe un 4-3-3 atac, pentru că e mai bun și ne ajută mult. Ne ajută pentru că îl urcăm pe Tănase, Olaru joacă pe postul care trebuie. Popescu va face un schimb cu Vână. 67 și Nedelcu 70. Uite, va face schimb chiar cu Nedelcu. Comanda, Bush, nu. Deci în primă fază va trebui să transferăm un atacant, un fundaș bun și în stânga ceva. O să trecem prima dată prin free agent. Da, și ce avem, Vojicov are 32 de ani, știm, e bun, dar nu ne mai ajută. Stânga, pe ăsta l-am avut acum 2 ani, parcă pe la Rapid, pe Onlo Koulibaly și o încercăm, dacă e nevoie. Dragoș Grigore, l-am avut în cariera cu FC Argeș, n-are rost să-l mai lungi acum, sincer. Mitrovici, ăsta e bun, e înalt, e sloven. Prien, nu.
eroa, Christopher Gonzalez, nu delevi puțin, cam în vârstă, v-am spus, nu să transferăm jucători care nu-i folosim clar. Și Mocheche e bun, dar nu o să-l aducem, că n-am un să-l bag. Nedelev e băiat bun, o să îl păstrăm în shortlist momentan, atacanți. Atacanți trebuie să căutăm în MLS. Ați să vedeți și voi. Atlanta, ce atacanți ne oferă? Joseph Martinez, n-avem șanse aici că e mega super scump. JJ William, nu știm prea multe, dar poate aflăm. Ezechiel Barcu, ăsta e bun de extremă și are și potențial, ne ajută pentru obiective. Așa, Marcelino Moreno, nu. Nu. Altă echipă, ce ne mai oferă pe aici? Chicago Fire. Gaston Jimenez. Cum? Colorado Rapid. Ulu, ce are mult în cap. Nebunule, ce ai făcut în cap, mă? L-are pe Rubio. Emmanuel Boateng, Luis Diaz, 21 de ani. Footies United. Ricardo Pepi. Inter Miami. Gonzalo Higuaín, Carranza. Asta mă interesează. Amarilia, ce e Camara, 35 de ani, nu. Nashville. New England, Bow, nu, îl știu de la Boca.
Bombori Rankings. Mitriță. Ia fi rău încoa. Să vedem așa. Ce oferi și tu? Mamă, dar multe echipe au ăștia. Nani. Nu mai duce Philadelphia, iau te-au șerpi ăștia. Nug Lila. Sergio Santos. Burke. Portland. Ia că mă cac pe că nu mai mi s-a luat dracu. Hai, treceți la antrenament că vă rup. Păi acum intră Regin că am fost voi. M-am transferul meu în Berlin, stați mă cu minții. Calmați-vă, vă rog eu frumos. Quick. Pau, alu, va bătu nemții, mă, proști, dracu. Ne facem de căcat. Hai de capul vostru. Pe Culibali l-am pierdut, bă, da, prost, bă, dracu. Era bun asta. Hai bă, ia vină tu să semnezi cu noi aici. Cât vrei fătuți gura, mătii, te insultam pe tine, că cam aș pe tine să mă cac. De-o sărăcie, dracu, ce ești. Cât morții, mătii, vroie. Sute cu 30 de mine. Ha, ia te insult și pe tine. Ha, hai că asta să mai apropi. Patru mii. Și mă pici pe tine. Mm-mm. 4500. Fuck, fuck you. Aici nu știu ce ai avea, ce bani, ce s-o da. Dumnezeu știe. Păi nici bani nu știu ce să-i dau ăsta. Hai să-i luăm așa, prima dată o luăm până
combinație îl dăm și noi pe Simion. Dacă vrei pe Simion. Două milioane vrea pe el. Îi dăm un milion jumate. Dacă nu-l faci tu pe Gigi, că fă-te în gură de el. Nu, e blocat pe asta, dar nici eu nu-i dau de termin episodul cu negocierea asta și tot nu-i dau bani. Dă-te dracu de aici. Aha, bye bye. Te pup, pa. E vină o mitriță că naște nevastă ta. Ăsta 1,5 milioane. 2 milioane. 850. Dăm pe panțărul. Mă, peste aia, dacă n-a luat vreo la 2,5, înseamnă că e 10 milioane valorează asta. Santos. Noua bestia lui Gigi ăsta va fi. De-aia îți dau 900, bă, dă-te morții, bă, tipă, așa îți plăteam clauza de 2 milioane și gata. Mai du-te direct. Hai mă, bine, 602, gata, bă, aveai primul jucător. Păi n-ați semnat, mă, odată cu noi? Aaa, ne-am înțeles, așa e, da, scuze, îmi cer scuze. Acum urmează... A venit babuinul ăsta la Gigi, în, la palat. Bă, tu crezi în Dumnezeu, bă, băi! Fă semnul crucii! Important, că nu știm ce faci tărică cu balonul așa. 3 ani, mamă, ce impresar ți-ai ales. Bine că n-a murit ăsta din America până în România, nebune. Clauză nu, tată, da, unde ne-a dat? Bă, dar ce să faci cu clauza pe vremea asta, ce? Ia vezi, mamă, nu mă-i păcări eu cu tine. A, stai că vrea mai mult, cât vrei, trec ca 5.000, ok, dar renunțăm la bonus. Hai să lăsăm la un 5.000, cred că e bine și pentru mine și pentru tine și... Hai mă, că l-am luat și noi pe ăsta. Gata. Mai jucăm un meci. A, pe-l băgăm, mă, ia să vedem. Stai așa că nu e out. 68. Nu e băiat rău. Mai departe avem pe Caranza vrea 14% și 2 milioane. Păi ce să-ți dă dacă tu ai clauză de reziliere 2 milioane să-ți mai dau 14%? Azi că te iau peste o săptămână.
Ăștia sunt supărați că i-am pus pe lista de transferuri, dar n-am ce face cu ei. Îmi pare rău. Avem meci acum cu Lorient, probabil e cel mai greu meci ăsta din turneu și facem 1-1. Un turneu din care ieșim destul de repede, dar nu ne interesa. Matias, mă, prize, așa, champion, bla bla bla. Rege trebuie să-și construiască echipa mai repede. Că se vor pierde jucătorii. Pe Caranza v-am zis. Îl iau separat. Aici mai așteptăm puțin să vină veștile. Cam 12 zile, bă, că durează. Din Liga T momentan nu mă gândesc decât la Ghiță. Să-l luăm ca fundaș. Boboc m-ar interesa în dreapta. Da, a venit cam târziu și aici ori nu mă interesează. Caranza peste 6 zile, ăsta și aici 7. Băi, dau la prost până la urmă că e bun. O luare release clauză 16 milioane, asta 1.500.000, e ok. Peste 6 zile. Ăsta nu-l dăm. Veți vedea, va fi jucător cheie. Puvan semnează cu Leipzig, se pare. Filip primește ofertă de la Rio Ave. Soelitis este în negocieri. Caranza 68, 2.700.000. Asta nu ne mai interesează. Diaz 69, 3.000.000. Băi, e bun ăsta. Ricardo Pepi nu. Caranza da, ăsta da. Ezechiel Barcio nu e rău. Asta e bun. Franco Iara nu-mi place. Care vârsta cam înaintată. Da. Soile s-a încheiat, păcat, mai bine stăteam eu cu minte. Mitrovic a semnat cu Kayserispor, îl scoatem.
pe ăsta. Uite pe ăsta de ea. Stai cu minte ce. De unde atâția bani? Uite, îți dăm și noi la schimb aici pe... Panțăru. Asta e, papa te pup. Nu dăm bani ăștia. Ia mai să-i dăm 6 milioane. Player swap. Dă pe panțărul și mai dăm 3 milioane. Mamă, dar e scump, rog, Mitriță. Caranza-i dăm și dă pe panțărul direct. Ia și pe ăla, hai. Gata, s-a rezolvat treaba. Și negociem acum cu el. Că dacă are... Și dau și-o 4.000, cât trebuie să-i dau. Păi ești și nesimțit pe lângă faptul ăsta. Păi tu crezi că dacă vii la Gigi Becali, aici ai toți banii, tu mă, ce costuri impertinenți. Hai, dă-te drept că ți-i dau. Așa, mai departe, ce mai avem aici? Ăsta nu bot. Boateng, Emanuel Boateng în stânga, rămâne. Asta nu. Păi n-avem acum dacă trecem la Ghiță odată. Mățelea este... nu, le iau pe ala de la care va, cum îi zicem, vătăjelul. Vătăjelul în stânga. Radu. Poartă. Și ăștia sunt, ia să vedem. Pe milioane, tu te drept cum îți mai dau un milion. Stai liniștit că ți-l iau în iarnă, că am pus ochii pe el.
Ovătăjelul îl schimbăm și noi cu Enache. Păi cât trecu vrei, mă, păi? Nu, mă, n-am făcut nimic cu ăștia de la noi de aici din țara. Nimic n-am făcut. Ha, să-i băgăm Santos în față. Caranza va fi rezervă. Marin. Și unii băia ca lumea. Filip Briciac. Deci nu încep meciul cu Dinamo până nu transfer fundaș central. Avem pe Crețu aici, Cristian. Dă-o drept cu Docan, Soiledis. Asta e bine cu Caranza amândoi. Mal Coman. Să vedem ce luăm.